Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție și Sănătate. Ana Maria Demetrescu, mă numesc, profesor, inginer în alimentație, nutriționist și fitoterapeut. Într-adevăr, am vorbit foarte mult despre corpul nostru, despre sănătate, despre ce are nevoie organismul nostru pentru a funcționa normal. Însă astăzi vreau să vorbesc puțin despre ce are nevoie din punct de vedere emoțional. Pentru că atunci când ne ignorăm, atunci când pur și simplu considerăm că organismul nostru nu este prioritar și că nu contează, ar trebui puțin să ne oprim din toate activitățile pe care le facem și să ne gândim de ce ignorăm corpul. Și astăzi am o invitată specială care ne va vorbi despre iubirea de sine. Adică iubirea față de corpul nostru, față de ceea ce suntem noi și mai exact dacă acest aspect ne ajută pe partea de sănătate, adică ne ajută să ne simțim mai bine, să ne dăm seama dacă iubirea de sine este importantă pentru noi și cum ne poate ajuta pe partea mentală și emoțională. Bine ai venit, Angelica Ion! Spune-mi puțin despre tine. Cine ești tu mai exact? Bine te-am găsit! Mă bucur că m-ai invitat. Păi, eu sunt Angelica Ion, am 34 de ani, locuiesc acum în București, sunt din Constanța și sunt mămică, soție și sunt educator holistic acum. Și îmi place foarte mult partea aceasta, mă consider așa un fel de traducător pe partea de ce spune corpul atunci când apar diverse simptome. Chiar îmi place să lucrez și cu aparatul de biorezonanță, în sensul acesta, și îmi place să susțin toate persoanele în demersul acesta și de aceea am seminarii fizice cât și online mai nou. Ok, hai să le luăm așa cu începutul, pentru că nu toată lumea știe ce înseamnă educator holistic, mai ales în București, într-adevăr. Lumea este mai educată, ca să zic, dar în județul Prahova poate nu toată lumea înțelege lucrul acesta. Spune-ne puțin ce înseamnă educator holistic și cum ai ajuns tu să faci asta? Din punctul meu de vedere, educatorul holistic este o persoană care rămâne alături de tine să te îndrume, să trăiești în armonie pe parte de fizic, pe parte de suflet, pe parte de emoții, adică cumva să le integrezi pe toate. Să vezi că nu doar corpul contează și să alergăm toată ziua după sacul și cacu ceva care să îl mențină sănătos, ca să zic îmi așa. Place asta. Și faptul că vedem și paleta de emoții și ce se întâmplă în interiorul nostru și să ne găsim parte spirituală care să ne aducă iarăși în prezent, ca să zic așa, și să ne unească cu divinitatea. Poate fi o rugăciune, poate fi yoga, poate fi pentru oricine e diferit. Cum ai ajuns să faci asta? Adică bănuiesc că nu ai făcut de mică lucrurile astea. O să rog colegul din regie dacă se poate să ne afișeze și numărul de telefon în cazul în care vor fi spectatori, telespectatori care vor dori să-ți adreseze întrebări, să o facă. Sigur. Mulțumesc. Păi să o spun așa pe scurt. În primul rând, când am devenit mamă, am avut o problemă foarte mare de sănătate cu fetița, o tuse care a durat vreo 6 luni și nu se mai termina. Și atunci am descoperit noua medicină germanică, lucru care m-a ajutat să înțeleg ce făceam eu în viață de zi cu zi, îi întrețineam cumva pe plan emoțional niște lucruri care conduceau ca tusea să rămână, să persiste. Și atunci am înțeles ce să fac și ce mi-a plăcut foarte mult este că am reușit să înțeleg ce simte un copil la vârsta de un an și ceva. Ok, cum ai aflat? Pentru că și eu sunt mămică. Da. Și am mai auzit la invitata mea de data trecută la fel, același lucru, că a început o schimbare în viața ei atunci când copilul ei a avut probleme de sănătate. Dar cum? Adică ți-a zis cineva, n-ai căutat tu, ți-a zis cineva, te-a îndrumat cineva. Aveam un consultant în alăptare, făcusem niște pregătiri de naștere la Constanța și mi-a zis, uite, am văzut că are provocarea asta, poți să te duci să vezi dacă rezonezi. Și am rezonat din prima, adică cumva chiar îmi doream ca cineva să mă ajute să traduc ce se întâmplă, nu doar ce știam
în partea clasică, ca să zic da, așa. Care nu are nicio legătură cu partea emoțională și cu legătura dintre exact. Copil și mamă. Ok. Cum ai început tu să studiezi? Ce ai început să studiezi? Medicina germanică, am înțeles. Da, cărți. Am cumpărat cărți și am început să înțeleg cele 5 legi biologice care stau la fundament. Adică cum apare boala în corp, că nu trecem printr-un stres și gata, ne-am îmbolnăvit. Adică există 5 pași, ca să zic așa, dacă aș putea spune. Ia spune. Păi, în primul rând trebuie să te ia prin surprindere. Da? Boala adică, sau ce? Nu, șocul. Șocul. Okay. Uite, îți dau un exemplu astăzi, fiul meu în autobuz, efectiv o doamnă când a pus frână, șoferul, a plonjat peste băiețelul meu. Asta este un șoc pentru un copil, să se trezească cu o doamnă care aproape l-a strivit. Și apoi doamna s-a lovit foarte tare, mă rog, i-a curs sânge, deci efectiv așa era, nu mai reacționa. Deci ăsta este un semn foarte clar că acel copil a trecut prin șoc. Apoi nu împărtășești lucrurile astea cu ceilalți. În general copiii nu știu să facă asta, dar dacă ai vrea să știi, nici adulții nu știu să facă asta. Da, mă gândeam păstrează acum. În sine, adică păstrează pentru ei, nu se duc să spună ce trăiesc pe plan emoțional. Okay. Hai să facem așa, eu ca adult, cui să mă duc să-i spun? Păi unui specialist, unui prieten care știe să asculte empatic. Perfect, deci aici trebuie să specifici puțin pentru că oamenii o să înțeleagă că se pot duce la oricine, la gen un prieten sau o cunoștință sau poate un vecin. Poate fi, pentru că eu am și prieteni psihologi. Tocmai, poate deci fi, nu dar poate de preferat fi. E un psiholog. Da. Deci un specialist, cineva pentru că specialist, da, dacă da. Te duci, există posibilitatea să nu fii înțeles exact. Și să te închizi și mai tare în tine. Deci asta este un lucru foarte important. Da, poate să facă un pas greșit în direcția asta și să... Toată lumea înțelege. Da, eu personal am trecut pe acolo, n-am știut că sunt depresie. În general, persoanele care au o problemă destul de mare pe plan emoțional nu prea știu că este o problemă acolo. Și trebuie să spun că o carte m-a ajutat pe mine. Deci informația pentru mine a fost cheia și am înțeles că nu mi-asum responsabilitate pentru viață. Mă rog, am avut așa o revelație după care m-am dus către specialiști. Și am făcut... Ne poți spune ce carte? Că poate cine Comunicarea non-violentă. Da, vorbește foarte bine acolo despre cum nu ne asumăm responsabilitatea pentru emoțiile noastre. Adică eu simt frustrare, dar dau vina pe celălalt, că din cauza lui simt eu acea frustrare. Și suntem specialiști la dau vina pe altcineva. Tot timpul altcineva este de vină, exact. Noi suntem perfecti. Tu m-ai enervat, copilule, tu ești da, de vină. Da, normal. Soțule, eu sunt nefericită, e numai vina ta, nu mi-ai adus flori, nu știu, nu m-ai scos în oraș. Habar n-am. Dar pe noi nu ne vedem, nu vedem ce e în ograda noastră. Nu ne-am supărat dacă n-ar aduce și parte de niște flori din mine. Bineînțeles că ele pot îmbunătăți niște lucruri, dar nu pot schimba în totalitate. Adică dacă nu ne uităm să vedem exact ce este aici, nu se schimbă. Și fac o paranteză, mulțumesc Angelica pentru acest buchetel de lavandă care chiar este... Cu mare drag. Armat, deci vezi, m-ai făcut fericită, da? Un simplu buchetel de lavandă m-ai făcut fericită, mulțumesc. Cu drag. Ok. De când ai început tu să împărtășești lucrurile acestea cu oamenii? Pentru că faci și ai început să faci niște training-uri, niște seminarii, workshop-uri. Spune-ne, povestește-ne puțin despre asta, că văd și niște imagini drăguțe pe... Da, asta este de la Constanța. Am susținut o prietenă să înceapă să facă cercuri de femei. Eu nu știu personal să fac, însă eu mi-am adus povestea și am vorbit de partea aceasta de iubire de sine. Și îmi doream oricum foarte mult să fie pe plajă. Da, într-adevăr. Toată atmosfera aia e cu totul altceva, nu se compară cu nimic. Eu personal am început să fac asta de când am citit o altă carte. Okay. Rezist la refuz. Da, exact așa, unde vorbește de frica de respingere. Și când am constatat câtă frică de respingere există în mine, pentru că n-am cred și rană de abandon. Da, și cât de mult mă ține aici. Nu fac nimic pentru că oricum o să eșuez. Pentru că dacă inițiez o chestie spre tine și spun invită-mă și pe mine acolo sau du-mă și pe mine acolo, tu o să-mi spui nu. Și atunci mai bine stau aici. Și nu evoluez și rămân o mămică, casnică poate sau nu știu, în funcție de fiecare în viața lui. Am zis ok, ce am de făcut? Eu pe atunci încă făceam terapie, mergeam la constelații și cumva simțeam că doar mă duc și mă plâng și atât.
cumva ce făceam și în viața de zi cu zi. Și atunci am spus, ok, eu de acum încolo iau situația în mâinile mele. Unde să mă duc eu ca să-mi primesc multe nu-uri? Nu puteam să fac cum a făcut tipul din carte, dar mi-am găsit eu altă soluție și aceea a fost locul unde activez în prezent. Însă acolo mi-au sigur multe nu-uri. Nu înțeles. Și ți-ai luat multe nu-uri? Foarte multe. Vrei să vii la eveniment? Nu. Vrei să cunoști mai bine partea aceasta de cum apare boală în corp? Nu prea. A, nu, ce rost are. Nu, da. Nu mai bine să nu știm că... Ce părere ai despre uleiurile esențiale? Nu. Nu-s de mine. Am înțeles. Ce înseamnă iubirea de sine? Că despre asta, adică concluzia ta ca și femeie, ca și mamă, ca și soție, adică mă refer ca și un întreg al tău, plus partea asta de evoluție și de studiu pe care le ai tu. Cum poți să ne definești iubirea de sine și cât de importantă este pentru corpul nostru și pentru sănătatea noastră? E o întrebare foarte bună. Îți recunosc. Bine că nu spui nu. Îți voi spune nu. Dacă ar fi să o definesc, ar fi ceea ce ne oferim noi în viața de zi cu zi. Asta aș putea să spun. Adică, ce mi ofer? Junk food sau mâncare sănătoasă? Ce mi ofer? Okay. Stau cu ochii aici în televizor aici. Sau... Aici vreau să ne oprim puțin pentru că ai intrat în domeniul meu. Cum să nu ne ducem la, nu știu, la un fast food care ne oferă mâncare bună? Că teoretic... Da, are gust bun. Are da, gust bun. Da, da, teoretic ne iubim pe noi și vrem tot ce e mai bun. Adică e realitatea, nu? Bun în ghilimele, că tot specifici lucrul ăsta. Și atunci de ce să nu-mi ofere o plăcere? Că aud lucrurile astea la anumiți pacienți. Dar vreau și o plăcere. E singura plăcerea mea. Nu-mi las plăcerea de a mânca ceva dulce. E dragostea mea. E. Păi uite, dacă am înțelege ce se întâmplă în corp, cum spre exemplu dacă pancreasul e în dezechilibru, ar înțelege că de acolo e nevoia de dulce. Cum să facem asta, Angelica? Pentru că educația sanitară, educația medicală, educația nutrițională, alimentară sau cum să o luăm, că nici nu știu cum să le mai zic, este zero. Deci în școlile noastre copiii nu știu ce este în corpul lor, nu știu de ce mănâncă, nu știu ce se întâmplă atunci când mănâncă, nu știu ce organe au mulți dintre ei sau știu doar niște denumiri, dar nu știu ce funcții au sau le-au ignorat total, chiar dacă la școală se face anatomie la un moment dat. Iar adulții, la fel. Adică cum facem lucrul ca să... să-i facem să înțeleagă că... I-aș invita, că toți se uită astăzi la noi, i-aș invita să se întrebe dacă merită. Eu zic că da. Merită să mă duc acum să mănânc. Hai că se întâmplă odată, da, ești pe grabă, e în regulă, suntem oameni și na, se întâmplă. Da, dar da. Să mănânci regulat, adică întreabă-te, merită? Ce o să se întâmple pe termen lung? Ok, și o să întrebe de ce nu merită. De ce nu merită? Uh-huh. Păi, nu e evident, adică se numește junk food, e pentru gunoi, adică... Așa zici tu, dar se numește fast food, adică mâncare rapidă și delicioasă în mintea lor și în probabil societatea noastră. Ar trebui să se întrebe ce conțin. Adică să-și pună continuu întrebări. Măi, ce am eu aici în față? Am niște carne, niște cartofi? Cum sunt făcuți cartofii? Sunt prăjiți? Adică ce mai rămâne din valoarea nutrițională? Să-și pună continuu întrebări. Eu asta, la asta i-aș invita. Uh-huh. Adică, clar, adică știu foarte sigur că n-am cum să mă duc să fac ceva în locul cuiva, cum nici tu nu poți să faci asta. Categoric. Așa că singurul lucru care le rămâne se întrebe dacă merită. Dacă merită tot acest parcurs. Dacă nu, o să ajungă într-un loc în care o să fie foarte jos și o să se întrebe poate atunci. Da, din păcate spun din propria experiență că am pacienți care vin doar ca să zăbească pentru că trebuie să facă o operație sau pentru că medicul le-a dat, și chiar am un caz prezent în program, medicul a zis că dacă nu are grijă la alimentație, adică niște probleme de sănătate, obezitatea deja nu mai contează pentru că sunt alte probleme mai grave de sănătate, și a zis că trebuie să ții un regim, trebuie să ai grijă, da, foarte, foarte strict tot ce mănânci, pentru că mori. Adică e în stadiu în care îi se blochează, face blocaj renal și... Și nu a fost suficient? Adică... Nici măcar frica de moarte? Foarte greu. Foarte greu, pentru că ei nu cred că se va întâmpla asta.
Adică la noi în societate nu există. Sunt atâtea cazuri cu atâtea persoane care au decedat în urma fie obezității sau blocajelor din corpul lor sau problemelor de sănătate cauzate de obezitate sau obezitatea a dus la deces și totuși nu se face nimic. De ce? Pentru că se trece foarte rapid pentru acea știre, da? Și trecem mai departe la altă, la viața noastră, că nu contează lucrul acela. Mm-hmm. Medicii foarte puțin, dar au început față de anii anterior, cel puțin când am început eu în 2015-2016 să profesez ca și nutriționist, foarte greu trimiteau un medic pacienții la nutriționist. Acum, într-adevăr, au început să trimită. Să fac asta. Ok, deci iubirea de sine, că ne întoarcem aici, da? Da. Cum ajungem să ne iubim? Și ce, care este diferența între iubirea de sine și egoism sau narcisism? Că păi și aici e vorba de percepție, e vorba de percepție. Adică eu mă simt vinovată când îmi ofer iubire? Cum putem să facem diferența? Că pot fi acele idei, ok, eu mă iubesc pe mine și sunt zgârcită, adică astea sunt chestiile mele, eu nu ți le dau, e treaba mea, eu să fiu cât mai bine, eu să mă simt bine, eu să mănânc bine, eu să am cele mai multe, dacă trebuie să te ajut pe tine, nu te ajut, că nu, eu trebuie să mă iubesc pe mine, să mă ofer mie tot. Da, păi sau... e o persoană care nu se iubește. Ok, pentru de că ce? Atunci când te iubești, vine pur și simplu, adică eu dacă am mai multe, în fine, să-ți dau și ție pur și simplu, nici măcar nu trebuie să-mi ceri. Vine din mine, adică... Adică nu mai depinzi de lucruri? Adică simt să fac asta, uh-huh. pur și simplu, nu știu cum să-ți explic. Adică eu, asta am observat eu în viața adică mea. Adică ești mulțumită cu corpul da, tău, cu tine, exact. Cu ceea ce ești tu și nu depinzi de lucruri ca să te facă fericită. Uh-huh. Deci cred că asta e concluzia. Da, exact așa. Uh-huh. Super. Pentru că dacă ajungem și acolo... Și nu doar lucruri, adică nu doar să dai lucruri mai departe, ci uite, pur și simplu mă întâlnesc cu oameni, vorbesc cu femei foarte mult și ajung să le spun lucruri pur și simplu că îmi vine și chiar le întreb, pot să spun ceva, părerea mea? Și dacă îmi dă voie, ok, ești gata să primești, deci îți dau. Pentru că eu simt să-ți dau. Ai ajuns la o deschidere și sufletească și cred că la o armonie cu tine și cu interiorul tău și te iubești atât de mult încât oarecum vrei să împarți această iubire cu cei din jur? Uite, când făceam cursurile la începutul anului pe iubirea de sine, la un moment dat le-am stopat. Și m-am tot întrebat, de ce le-am stopat? Care e? Și mi-am dat seama că eu vorbeam de partea asta de hai să vindecăm copilul interior, să... că și asta înseamnă iubire de sine. Să avem grijă de interiorul nostru, de rănile noastre emoționale. Și mi-am dat seama că pe relația cu mama și cu tata eram cam pe zero. Și când am realizat asta, m-am pus pe treabă. Și am început să fac asta. Super interesantă ideea asta, pentru că, deci, mai întâi a trebuit să lucrez cu tine. Da, ca să am conștientizări, să citesc, să schimb informația. Chiar am citit o carte foarte bună, Drumurile iubirii se numește, unde vorbește fix de asta. Vrei să afli cum să fii fericit în viața ta? Atunci, degeaba schimbi acțiunile. Adică, nu știu, nu mai mănânci junk food, mănânci mâncare sănătoasă. Nu e suficient. E o îmbunătățire. Clar o să te simți mai bine, dar pe termen lung nu o să fie o schimbare mare, că rezultatele vor fi tot aceleași. Cumva tot o să simți că te învârți în cercul ăla. Atunci, dacă schimbi informația și nu doar să o schimbi, adică să iei cartea aia și să aplici ce te învață acolo. Adică dacă tu i-ai dat unui client o carte care vorbește de nutriție și spui exact, uite, trebuie să-ți faci meniul ăsta, trebuie să, nu știu, să înțelegi care-i treaba cu alimentele, păi omul ăla dacă chiar pune în aplicare, el chiar o să înțeleagă. Uh-huh. Știi? Și după ce schimbi informația și în sfârșit se sedimentează și se așează, se schimbă viziunea asupra lumii. Eu văd altfel lucrurile, altfel vin către mine lucrurile. Și atunci mi se schimbă și gândurile, din pesimist devin mai optimist, îmi crește vibrația, altfel de oameni vin către mine, altfel de situații și atunci se schimbă acțiunile și... Deci este aceeași idee în care noi plecăm, terminăm școala și suntem cu teoria toți ok, și dar practica e zero. Și atunci majoritatea dintre noi ca și specialiști ne pricepem la teorie, aplicăm doar teoria și în rest la practică de fapt altceva nu știu să mai facem. Adică la noi este ceva de genul așa trebuie, așa este, nu mă interesează
cum aș simți eu dacă aș schimba lucrul ăsta, pentru că așa a zis în carte. Și într-adevăr, tu ai devenit un specialist, adică ai testat pe tine lucrurile astea. Foarte, mie asta mi-a plăcut tot timpul. Ca să dacă să nu fac eu pe mine, n-am ce să zic. Eu zic sincer că nu știu. Dar cred că îi înțelegi mult mai bine. Mult mai bine, da. Dar mai ales pe femei, pentru că acolo am fost eu, în punctul ăla de femeie care... Okay. Nu știa nimic, era o ignorantă. Spune-mi despre medicina germanică, pentru că tot a început acum pe piața noastră să se vorbească despre acest lucru. În mare, ce înseamnă ea? Cu ce ne ajută ea? În primul rând a fost descoperită de doctor Hammer, deci un doctor, care după ce i-a murit băiatul, a făcut cancer și a zis, deși era doctor, putea să meargă către calea clasică, el a spus nu. Ok, eu vreau să văd ce se întâmplă. Și a fost curios și a aflat și a mers pe partea de oncologie, a pus întrebări și a aflat că în proporție de 100% toți avuseseră un șoc emoțional. Și atunci a spus, e clar, teoria mea e valabilă. Și a putut să demonstreze, a făcut scanări pe creier, unde a demonstrat că fiecare punctulez din creier are un corespondent la un organ. Și atunci... Normal că mi se pare foarte important să știm că dacă avem o emoție, nu știu, vinovăție, rușine, se va... Uite, îți dau pe furie cel mai mult, în toată lumea. Da, când lumea simțim nervoasă. Furia, da, înăuntru nostru, mai întâi să simțim așa, că se încleștează, vrem să mușcăm, vrem să... Dacă n-am exprimat în momentul ăla ce s-a întâmplat, ce mai jos furia. Și vrem să exprimăm vocal, să spunem ceva, măi, du-te în... nu știu. Așa. Da, dar să specific că e bine să... Chiar citeam o chestie, că e bine să... Măcar în oglindă să o faci. Dacă nu poți să faci... Sau la volan, da? Da. Sau la volan. La volan mulți oameni refulează. Deci e ok, da? Sau nu? Da, dacă nu deranjezi pe cineva, eu zic că e ok. Ideea e că rămâne aici. Și atunci te doare gâtul. Rămân vorbele în gât. Dacă se duce mai jos, începe o tuse. Dacă se duce mai jos, ajunge într-un final la ficat și după aia toată lumea, vai ficatul, vai ficatul. Păi acolo e casa furiei, spre exemplu. Și cumva e de înțeles, adică e nevoie să învățăm, să exprimăm și care e baza? Iarăși revenim la iubirea de sine, adică dacă eu nu mă iubesc, nu știu să pun limite. Să pun limite e foarte important. Ok. Spune-ne, te rog, ce faci tu ca și evenimente? Unde te găsesc oamenii? Cum putem să venim la evenimentele tale? Povestește-mi puțin despre activitatea ta. Ok. În primul rând, mă găsesc pe toate rețelele de socializare cu numele meu, Angelica Ion. Apoi, la evenimente, mă găsesc în București fizic. O să încep să refac aceste cursuri pe viitor. Cred că din decembrie sau ianuarie. Iar acum, în prezent, mă găsesc online pe pagina mea de Facebook, or să găsească postările unde se pot înscrie la aceste Zoom-uri pe care le fac. Sunt gratuite și vorbesc, iau fiecare lucru în parte. Am vorbit de stomac, care sunt cauzele emoționale, secrețiile nazale, că tot sunt acum curăceli cu copii care intră la grădiniță și le tot iau punctual, tocmai ca să ajut oamenii să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în corpul lor și de ce toate emoțiile alea care sunt neexprimate se transformă în simptome și în, știi, dezechilibre. Care este scopul tău, Angelica? De ce faci lucrurile astea? Că le faci gratuit. De ce le faci? Pentru că nimeni acum mai oferă absolut nimic gratuit. Foarte rar sunt persoane care oferă gratuit. Se oferă gratuit și la final trebuie să cumpărăm ceva sau încearcă să ne vândă ceva. Care este obiectivul tău? Ce dorești tu în urma acestor evenimente pe care le faci? În primul rând, conștientizare. Asta e primul pas. Dacă eu nu știu că am o problemă, nu o să caut. Ok, dar de ce împărtășești chestia asta cu alți oameni? Adică oricine ar putea acum să se înscrie după ce văd emisiunea, majoritatea persoanelor există posibilitatea să fie curioase să se înscrie la evenimentele tale online și să primească niște informații benefice, niște informații de calitate pentru că tu le spui din propria experiență, gratis. Păi, ceea ce am făcut pentru mine și continui să fac pentru mine, fac mai departe pentru oameni, pentru că am văzut cât de bine merge mie. Și atunci, dacă eu m-am împuternicit, nu e normal să vreau să fac asta și pentru ceilalți. Dar de ce gratis? Că nu mai oferă nimeni nimic gratuit, pentru că oamenii altfel nu vin. E foarte clar, oamenii nu sunt pasionați de sănătate. Da, din păcate, sunt puțini care, uite, ajung din doctor în doctor în doctor și la un dat zice, bine fie, mă duc către un specialist și ajung la tine, știi? Sau poate ajung mai devreme și nu se lasă atât de greu convinși. Dar către mine, care sunt la început, îți dai seama că poate.
Nu doar tu ești la început. Tot lucrul ăsta este la început, adică toată partea asta de emoții, de gestionarea emoțiilor, de medicină germanică, toate aceste lucruri sunt la început și oamenii cu greu înțeleg și vor să accepte informațiile astea. Spune-ne puțin despre biorezonanță, pentru că și eu lucrez cu biorezonanță și vreau să știu ce ce îmi place foarte mult biorezonanța. La început nu-mi plăcea deloc. Că mi s-a dat aparatul, ia descurcă-te, dar a fost cea mai bună chestie, dacă stătea și mă dădecea cineva, n-aș fost curioasă să înțeleg mai bine. E un aparat care transmite impulsuri în corp și identifică blocaje pe plan fizic, mental și emoțional. Iar în funcție de ce reiese la raport acolo, eu pot cu ajutorul noii medicine germanice să spun ce se întâmplă pe plan emoțional și bineînțeles că pot să spun și pe plan fizic, dar nefiind specialist, gen doctor sau da o persoană, o să spun în mare. Dar eu merg foarte mult pe a face pe om să înțeleagă ce se întâmplă în viața lui. Ești în rolul de salvator, îți iei foarte mult asupra ta și toată presiunea asta, creierul nu știe să o gestioneze. Da, nu știe dacă e real sau e un urs în spatele tău care a venit și ți-a pus un sac în cârcă, nu știu. El nu știe că e presiunea facturilor. Și atunci se va traduce în, spre exemplu, pufoșenia de la brâu în jos. Pentru că corpul ce zice? Trebuie să fii strong, să duci acel sac de ciment. Aici e și partea asta de psihologie între conștient, subconștient și cum percepe creierul, care vrea doar să ne țină în viață și atât. E scopul lui principal. Deci tot ce vedem că apare ca simptome e pentru că corpul e genial, vrea să ne țină în viață și vrea să aibă grijă de noi și nu vrea să ne facă rău. Adică trebuie să avem mai multă încredere în corp. Asta vreau să spun. Chiar dacă pare că vin simptome nesuferite, ca să zic așa, ele sunt benefice. Ele au venit să spună, tu ai depășit un stres. Bucură-te! Da, dacă să înțelegem asta, trebuie să studiem puțin și să cunoaștem lucrurile. Pentru tocmai că de asta seminarele mele. Veniți la ele, că da, o să vă ajute. Da. Am fost și eu și cred că m-ați văzut în imaginile postate care au rulat. Am fost și eu la un workshop și așa am cunoscut-o pe Angelica. Acolo a vorbit despre iubirea de sine și într-adevăr este o oportunitate pentru majoritatea persoanelor care nu înțeleg exact cum funcționează lucrurile în acest domeniu și să înțeleagă mai bine și mai ales pe partea de sănătate. Da, și nici nu știu cu ce să-și susțină corpul. Adică, ok, și fac ce? Că omul tot trebuie să simtă că pune ceva, că dă cu ceva, că mai ia ceva, că mai... Da, trebuie să fie ceva palpabil. Da, exact. Și de înțeles așa... că și mie îmi place să mă dau cu creme. Și asta face parte din iubirea de sine, să miroși ceva frumos. Pentru că ești afară, nu mai miroase a flori, a copaci, a pădure, a miroase a gaze de eșapament. Adică, măcar așa știi că te-ai dat cu ceva care miroase frumos și susține corpul și... Da, te face să te simți mai bine. E foarte important. Am înțeles. Da, într-adevăr, atunci când te înțelegi pe tine și te iubești, într-adevăr, pe tine, văd asta acum în... starea ta generală, da, ai o emoție, ai o iubire, o liniște, o pace, așa, și transmiți oarecum o energie foarte pozitivă. Da, asta nu se spune în general. Pentru că te iubești pe tine, cred, adică ai ajuns la o armonie între corpul tău și... bine, probabil... O să spun sincer că am momente în care mă reîntorc la calea cea veche, pentru că toți facem, știi, vedem drumul, vedem, da, pe ăsta trebuie să iau, de atât de ușor să ne reîntoarcem la obiceiurile vechi, dar important e să conștientizezi, să fii cu tine, să spui ok, am ajuns aici, hai să vedem cum mă pot reîntoarce. Și sunt de acord cu tine, pentru că noi suntem proiectați oarecum genetic și avem o educație care într-o societate. Da, într-o societate care ne-a ghidat oarecum pe anumite principii și că trebuie să fim așa și trebuie să facem așa și este foarte greu acum să schimbăm totul 100% și să și reușim. Da. Mulțumesc, Angelica, din păcate s-a terminat timpul. O să te mai invit, pentru că ai foarte multe lucruri interesante și chiar o să mai facem emisiune, poate chiar pe anumite
anumite afecțiuni și să ne povestești. Super, mi-a place mult. Ce se poate face din punctul ăsta de vedere, pentru că eu tot vorbesc pe partea de alimentație, dar combin foarte mult și partea emoțională, că într-adevăr degeaba avem o farfurie dacă nu reușim să ne împăcăm cu ceea ce avem în farfurie. Să digerăm. Să ne împăcăm cu vizual, da, mintea noastră să fie în armonie, orice bun e. Cam atât, dragii mei, nu uitați în fiecare marți de la ora 19 în direct cu fel și fel de subiecte interesante pentru sănătatea dumneavoastră. La revedere!